pe mine, pe gazda noastră de astăzi, doamna profesor psiholog doctor Lăcrămioară Mocanu, președinta Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău. Mulțumesc frumos, Monica. Vreau să vă urez bun venit la Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, gazda dumneavoastră de astăzi, și vreau să subliniez că, de fapt, anfitrionii dumneavoastră de astăzi sunt Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, Școala Sanitară Post-Liceală Aslan și, nu în ultimul rând, Consiliul Județean Bacău. Încă de fiecare dată și la fiecare eveniment ne sunt alături să ne deschidă porțile acestui frumos lăcaș și vreau să mulțumesc pe această cale domnului președinte Dragoș Benea. Și nu în ultimul rând, domnului director Pavel Ionescu. Să știți că sunt emoționată. Nu vreau să-mi încep discursul decât în moment în care voi spune cursanților de la Școala Sanitară Bacău, cursanților de la Școala Sanitară Ana Aslan Onești și cei de la Comănești că invitații o să-i rog să ia loc, iar acolo unde este cazul, vă rog să vă mai ridicați, da? Musafirii noștri, invitații noștri, vreau să se simtă extraordinar, ca de altfel și noi și dumneavoastră. Mulțumesc frumos că v-ați făcut... că v-ați făcut programul în așa fel încât să desfășurăm la nivel de Bacău un simpozion medical, psihologic, cu participare internațională și pe această cale mulțumesc tuturor instituțiilor care ne sunt alături, ca de altfel de fiecare dată și în fiecare an, și vin să îi mulțumesc domnului Ilie Bârzu, astăzi prezent aici în sală, ca și reprezentant al primăriei Bacău, și anume domnului viceprimar Ilie Bârzu. Merg mai departe să adresez mulțumire și o să iau într-o ordine cronologică. Îl așteptăm pe domnul prefect. Sper să ne onoreze cu invitația pe care noi am lansat-o. Îl așteptăm cu pâine și sare. Da? Deci, până la ora 15:30, dumnealui ne-a promis că va fi astăzi aici. Merg mai departe și mulțumesc domnului Dragoș Lucian, o să spun senatorul Bacăului la acest moment. Ne-a onorat cu prezența în această zi superbă și este un moment extraordinar de frumos pentru noi, fiindcă încercăm să facem un eveniment care aparține nu numai cursanților școlii sanitare, ci comunității băcăoane. E un eveniment care se va repeta an de an, fiindcă încercăm să implementăm această, această frumoasă activitate, nu numai în luna mai când avem zilele școlii, și anume 12, 13, 14, în fiecare an noi sărbătorim zilele școlii și sper ca în acest an să o facem în noua locație de la gară, unde școala noastră și-a luat o altă clădire sau o altă locație. Merg mai departe și mulțumesc domnului Necula Cosmin, care reprezintă instituția prefectului Bacău astăzi, da, așa este trecut aici în listă, sper să nu greșesc, și o să revin la dumnealor. Deputat, eu o să spun altceva, este membru comunității băcăoane și mulțumim foarte mult că astăzi ne-a onorat cu prezența aici, alături de noi și alături de instituțiile băcăoane.
Mulțumesc mult! E normal să merg mai departe și să spun că mulțumesc inspectoratului școlar, astăzi prezent în sală, prin reprezentanții dumnealor și o să, mai târziu o să revin cu o intervenție și anume doamna inspector Popa Carmen, da, prezent aici în sală, doamna inspector Mihaela Ciuchi și nu în ultimul rând, inspectoratul privat care ne reprezintă și anume doamna Rotaru. Mulțumesc mult, doamna inspector, că ne sunteți alături în fiecare moment și avem o colaborare extraordinară în orice proiect încercăm să-l implementăm la nivel de Bacău. Îl așteptăm pe domnul director Brașoveanu, Sorin Brașoveanu, care ne-a confirmat prezența la acest frumos eveniment. Suntem în așteptarea dumnealui și vreau să spun că fără colaborare fructuoasă cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, unde noi ne desfășurăm practica, dar dumnealui și-a trimis reprezentantul înainte, este vorba de doamna director Daniela Țițaru, prezent aici în sală. Mulțumesc, doamna director. Vreau să mulțumesc instituțiilor medicale și o să încep cu Spitalul Județean Bacău, astăzi prezent în număr mare aici la noi, reprezentată de doamna doctor Țaga Aurelia. Doamna doctor, mulțumesc mult! Nu vreau să uit pe doamna director de îngrijiri Gianina Pricopei, care în orice moment al colaborării noastre ne este alături și la fiecare eveniment pe care noi îl desfășurăm, astăzi fiind la a treia ediție medicală la nivel de Bacău. Nu vreau să trec peste oameni mere Bacău. Doamna Minodora Chicea este prezentă aici în sală. Mulțumesc frumos, doamna! Eu am luat într-o ordine cumva cronologică. Doamna director Dragomir este prezent alături de noi și îi mulțumim frumos. Director economic de la Filarmonica Mihai Jora. Doamna doctor stângă, doamna este prezentă aici. A ajuns, așteptăm. Urăm bun venit domnului rector de la Universitatea Danubius din Galați. Domnule rector, aveți aici un loc lângă doamna director. Nu se poate. Dumnealui n-a venit singur, cum se spune, n-a venit cu mâna goală, a venit cu smurdul Galați alături de noi. Mulțumim frumos! Nu pot să trec mai departe fără să mulțumesc public colegiului de artă Bacău, care în orice moment și la orice eveniment îl organizăm la nivel de comunitate, doamna director Bârzu, Daniela, este alături de noi și mulțumesc frumos, doamna director. Este și partenera noastră în acest frumos proiect cu acordul Inspectoratului Școlar Bacău. Este un proiect care se derulează în două etape. Prima etapă este astăzi, a doua etapă va fi în luna mai, așa cum vă spuneam, 12, 13, 14 mai, când avem de altfel și prima serie de absolvenți de la Școala Sanitară Post-Liceală Bacău și mă îndrept spre domnul Bârzu, domnule viceprimar, aveți un spital nou în Bacău, să știți că cursanții noștri, elevii noștri, vor să fie angajații dumneavoastră. Și când spune dumneavoastră, spunem ai comunității băcăoane. Să știți că în sală avem și parteneri din Germania. Domnul director Lucian este ajuns, îl așteptăm și din Marea Britanie. Mulțumesc frumos, domnule director! Peste două săptămâni, școala noastră va merge pentru un schimb de experiență în Germania,
la invitația partenerilor din Germania, astfel încât cursanții noștri în această vară vor merge în practică, cursanții de anul 1, 2 și 3, în grupuri a câte 7 elevi, în coordonarea unui maestru instructor de la școala sanitară, pentru practică, pentru a vedea un schimb de experiență și așteptăm și elevi din Germania la noi. Sper să găsim înțelegere la toate spitalele și aici vorbesc de Spitalul Bacău, de Spitalul Comănești, cu care avem o foarte bună colaborare și bănuiesc că reprezentanții de la Comănești sunt aici în sală, de la spital. Cu Spitalul din Onești n-au ajuns, să-i așteptăm. Dumnealor au confirmat că vor fi prezenți aici în sală. Asociația Betania, domnul președinte Andrei Maut, îl așteptăm. Da. Merg mai departe și mulțumesc public doamnei președinte Achihăi de la FSC Bacău. Este prezentă alături de noi și însoțită de doamna director Ilina Vorniciței, cu care avem o frumoasă colaborare și nu vorbesc numai de 3 ani. Eu colaborez atât cu Direcția de Asistență Socială și nu numai cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău de peste 12 ani, de când coordonez Universitatea, vorbesc de Petre Andrei Iași, pe care am coordonat-o până la acest moment, și de Universitatea Danubiu din Galați, unde sunt și astăzi cadru didactic. De-a lungul celor 12 ani, o să spun că la nivel de Bacău am avut onoarea de a participa la licențe, cred că la peste 4.000 de absolvenți. Și aici vorbesc de studenți, absolvenți a celor două universități pe care eu o coordonez și aici vorbesc de Universitatea Danubiu, cu care am o experiență de peste 10 ani și cu care am o frumoasă colaborare și pe această cale mulțumesc domnului rector astăzi, fiindcă și-a făcut prezența alături de noi și tot dumnealui a adus și volumul care se va lansa astăzi, este volumul pe sănătate, în care dumneavoastră ați depus articole, ați depus studii de caz, este un volum extraordinar care s-a implementat, o să spun, în cadrul editurii Stagira, editura asociației noastre și la tipografia Universității din Galați. Aveți posibilitatea să obțineți acest volum în foaier și nu numai. Fiecare invitat are în mapă CD-ul cu lucrările depuse de către dumneavoastră și vă mulțumesc frumos deschidere ca aceasta și vorbesc de publicare și o să spun de la Jilava la Timișoara, de la Timișoara la Piatra Neamț, de la Piatra Neamț la Brașov, oameni, cadre didactice, de specialitate, de la catedră, au depus cercetări în acest volum și le mulțumesc frumos. A ieșit un volum extraordinar și sperăm că în fiecare zi vom lucra și mai mult, că intenționăm să deschidem și noi o tipografie în cel mai scurt timp. Înainte de a merge la pasul următor, vreau să rog partenerii mei, și anume o să încep cu Colegiul de Medicină din Bălți, să aducă mesajul de bun venit de la domnul director general Andrei Sochirca. Doamna profesor este venită la noi în parteneriat. De ani de zile avem un parteneriat extraordinar cu Colegiul de Medicină din Bălți și domnul director general, fiind un pic în această perioadă ocupat cu alte proiecte, și a trimis delegația la noi, formată din cadre didactice și elevi care se află în sală, astăzi prezenți, și să ascultăm mesajul de la domniile sale.
deosebit de emoții, sunt pentru prima dată în Bacău. Seara, făcând o plimbare prin oraș, tot mai des auzeam cuvinte. Aveți o vorbă deosebită. Aș vrea ca, fiind același popor, având aceeași apă la rădăcini, să ne deosebească numai limba. Colegilor mei, din partea colegiului de medicină, care au același scop în formarea competențelor, deprinderilor, abilităților ai studenților sau ai elevilor din domeniul sănătății. Mulțumim mult doamnele Crimiora pentru frumoasă colaborare, în spatele căreia deja stă un schimb de experiență, un schimb de bune practici și sperăm și în continuare la această extraordinară colaborare. Și invitați-ne foarte, foarte mult în oraș. Deci un oraș care, să zicem, are un iz european. Și nu în ultimul rând, cu prilejul sărbătorilor care se apropie, aș vrea să felicit toate doamnele, domnișoarele, domnițele din sală. Să le doresc multă sănătate, deoarece aș zice că sănătatea este totul, știți, da? Iar totul fără sănătate nu este nimic. Și pe lângă sănătate, să vă doresc multă dragoste în viață. Să fiți iubite, fiindcă asta este rolul principal al nostru, a femeii. Și să iubim. Mulțumesc mult pentru colaborare și vă dorim succes în continuare în această frumoasă misiune care v-ați ales-o, v-ați propus-o să o faceți în domeniul sănătății. Mulțumim mult, doamna profesor, și mi se pare normal ca pasul următor să mă adresez doamnelor profesor, doamnelor inspector de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, și anume o rog pe doamna Mihaela Ciuchi, doamna inspector, colegele să-i ducă doamna inspector un microfon, vă rog frumos, da? Să ne aducă mesajul, o să spun, de bun venit de la doamna inspector general Teodora Șofran. Bună ziua, stimați colegi, stimați invitați, stimați elevi, ne bucurăm, noi, Inspectoratul Școlar și în special conducerea acestuia, să participăm la o manifestare de acest tip, cu acest subiect și cu această amploare. Sănătatea prin educație și pentru educație este o direcție strategică a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Și din această perspectivă, Inspectoratul Școlar mulțumește Școlii Sanitare Bacău că s-a aplecat prin natura activității didactice pe care o face asupra acestui subiect. Trebuie să recunoaștem că mai avem multe de făcut pentru a crește copiii noștri în spiritul mens sana in corpore sano. Acesta este un început foarte bun pe care dorim să ducem mai departe, nu numai la nivelul școlilor post-liceale, ci așteptăm o colaborare mai jos un pic, începând de la preprimar, primar, gimnazial și liceal. Și asta este o invitație pe care sunt convinsă că toți colegii mei și toate cadrele didactice de la orice nivel vă adresează. Impresia generală extraordinară pentru început este dovada faptului că dumneavoastră desfășurați o activitate de calitate și conducerea Inspectoratului Școlar apreciază acest lucru. Învățământul privat este o alternativă care poate fi întotdeauna o concurență pentru învățământul de stat. Și de multe ori trebuie să învățăm și de la această alternativă privată. Noi vă dorim succes acum, pe viitor, și sănătatea pentru educație să fie un slogan pentru noi toți. Mulțumim! Toate cele bune! Mulțumesc frumos, doamna inspector! Cred că această festivitate n-ar fi trebuit să înceapă
decât cu binecuvântarea părintelui Ichim Radu Gabriel, care este aici alături de noi și este și profesor la Școala Sanitară Costriceală Bacău. Rog pe Dragoș dacă îi mânează un pic un microfon părintelui. Era de preferat să rămână bună ziua, bine v-am găsit, era de preferat să nu mă spuneți nimic de mine. Eu să trec așa într-un fel sau altul, ne-a observat că ești și nu prea sunt așa și mare și negru, asta este de atleta. Sunt încântat de ceea ce văd aici, sunt încântat pentru faptul că m-ați invitat și am sunt de față atâta personalități ale județului, ale orașului și mai mult decât atât și dincolo de hotarele acestei țări. Mulțumesc pentru că ne-a dat posibilitatea și de a intra în istorie și spun cum ați intrat în istorie, în faptul că mi-ați oferit și mi-ați atins o mână, ca eu să fiu prezent acolo între dumneavoastră, între elevii dumneavoastră, între profesorii care le dați și care le aveți aproape dumneavoastră și mai mult decât atât, mă simt foarte bine. Această stare de bine vedea și faptul că mă simt util în ceea ce fac, în ceea ce îmi explic sau mă străduiesc să explic acolo când sunt la catedră. Nu știu dacă pot fi sau dacă pot, dacă mă înțeleg într-o totul cei care cursanții, pentru că eu predând un obiect, limbaj mucogestual, surd, omut, asta nu știu cum îi spuneți dumneavoastră, dar și ridic poate că nu mă vede. De regulă nu te înțelegi cu unul care aude și care vorbește doar cu surd și cu mut. Știți, e complicat lucrul acesta. Dar eu încerc cumva să-l fac cunoscut și să-l fac văzut acolo explicând cât de cât ceea ce înseamnă, nu știu, tainele celor care nu știu să cuvinte sau nu știu care necuvintele, de fapt, totdeauna au fost și ele cele care au spus mai mult decât cuvintele. Mai mult decât atât, limbajul acesta nu face altceva decât să fie, știu, o oportunitate, o alternativă, pentru că și surdomuții și cei care nu aud și care nu vorbesc sunt potențial pacienții dumneavoastră, a școlilor de medicină și a tuturor instituțiilor de stat sau știu mai puțin de stat, pentru că nu neapărat legislația zicea care de fapt pune în vigoare acest limbaj, ci pentru faptul că ne vizbim de ei în fiecare zi sau teste, autobuze, știu, trolebuze, petrol, în preț sau în altă parte, îi vedem și suntem de voie să comunicăm cu ei. Ceea ce fac eu, de fapt, este o mână întinsă a dumneavoastră către mine, iar eu câte cei pe care i-am în fața mea, încercând pe cât să fac tot posibilul ca și acest limbaj mimico-gestual să fie cunoscut câtuși de puțin măcar elementele esențiale între în relația asistent medical sau medic-pacient. Vă mulțumesc frumos! Și merg la următorul partener în acest frumos proiect, și anume domnul rector Andy Pușcă, de la Universitatea Danubius din Galați, cu care noi avem o puternică colaborare, și anume vorbesc dincolo de a fi cadru universitar eu acolo la Danubius și aici în Bacău. Am semnat un protocol de colaborare între Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău pe formare, formare continuă, formare, perfecționare, calificare, nu numai în Bacău Galați, ci în toată țara. Mulțumesc, domnule rector, că v-ați făcut timp de programul dumneavoastră să fiți alături de noi astăzi. Cerea aceea știu să fiu astăzi aici prezent, pentru a sărbătorim pe lumea lucrurile pe care le-ați realizat într-un timp foarte scurt, într-un context nepriernic și aș vrea să subliniez caracterul privat al inițiativelor dumneavoastră și al valorilor pe care le împărtășim în cadrul parteneriatului nostru. Sunteți membra comunității Danubius, membru de elită. Știți că valorile noastre, adevărul, excelența, inovarea, respectul ne însoțesc în permanență, chiar astăzi, aici, simt aceste lucruri. Suntem o comunitate cu viziune, viziunea de a deveni cei mai buni în orice am face, fie că este vorba de domeniul sanitar, care împărtășim în cadrul școlilor postăciale și care parteneriatul noastră, fie că este vorba despre facultățile și programele de studii, pe care și le creăm împreună,
sprijinul dumneavoastră. Și oriunde aș fi, că această scenă ar putea fi în America sau în China, în Rusia, Iran sau la Galația, dacă ori dorești, îi spune același lucru. Mulțumesc dumneavoastră, partenerului meu, omului de încredere, care de mulți ani deja, în diverse forme, a contribuit determinant la creșterea comunității Carolus. Mulțumesc și felicitări! M-ați emoționat să știți! Văd foarte multe instituții aici în sală, nu o să vreau să omit, măcar să menționez și spitalul din Ajlud, managerul de la spitalul din Ajlud, domnul Florin Păduraniu, domnul manager Toron de la spitalul Buhuș, la fiecare eveniment cu dumneavoastră este alături de noi. Mulțumesc frumos, domnule. Mie îmi place să spun domnule director, dar sunteți domnule doctor manager și merg mai departe și vreau să rog pe domnul viceprimar Ilie Bărzun, că nu m-am obișnuit, domnul viceprimar. Dumneavoastră ați fost în Consiliul de Administrație al școlii noastre, o să spun până la un moment dat, până ați acceptat și agreat această funcție sau ați fost ales, nu știu, dar dumneavoastră știți istoria asociației, asociația noastră înființată încă din anul 2007. Dacă vreți să ne adresați câteva cuvinte. Astăzi reprezentați primăria Bacău. Mulțumesc tare mult de invitație. Vin la dumneavoastră din acasă. Consider că fac parte din familia dumneavoastră, o familie mare astăzi, o familie a comunității băcăoane. Mă bucur că ați reușit să adunați în sala Ateneu, o sală frumoasă a noastră a Bacăului, atâția oameni care reprezintă comunitatea băcăoană, oameni care au de spus ceva, de făcut ceva, care au făcut ceva pentru comunitatea băcăoană. De asemenea, vreau să vă felicit pentru că ați făcut în 2007, în 2016, o istorie. Anii puțin, dar istoria dumneavoastră este mare, lucruri însemnate. V-ați dezvoltat nu numai în Bacău, ci în județul Bacău, această școală sanitară post-liceală, care este căutată din ce în ce mai mulți absolvenți de liceu. Vreau să le transmit cursanților dumneavoastră să aibă încredere în această școală, pentru că e o școală în care aveți, dragi cursanți, aveți profesori care sunt foarte buni, aveți ce învăța de la ei, sunt exigenți și cu siguranță când veți termina această școală veți lucra în spitale, în laboratoare, cu siguranță veți fi profesioniști. Sperăm noi să rămâneți în Bacău, să nu plecați din Bacău în străinătate. Eu asta îmi doresc ca să finalizăm spitalul municipal, chiar dacă este în întârziere. Sperăm că va fi gata într-un timp în care voi terminați școala. Vreau să vă felicit pentru acest simpozion internațional. Vreau să vă felicit pentru că deja dumneavoastră, doamna președinte, ați făcut unirea cea mare cu cei de la principatele. Deci ați făcut unirea înainte. Noi sperăm, eu îmi doresc personal să în 2018, când facem 100 de ani, cu frații noștri să fim împreună și să sărbătorim împreună, să fim în România Mare. Felicitări pentru inițiativa și mulțumesc celor de la Bălți care au acceptat să facă această asociere cu dumneavoastră și așteptăm în continuare să dezvoltăm aceste proiecte în comun. Felicitări și succes! Și vreau să numesc microfonul, Dragoș, dacă mă ajuți, doamnei doctor Țaga Aurelia, fiindcă vreau să combin un pic partea de instituții cu partea de practică.
că ne adresați cuvântul de colaborare și eu vreau să vă mulțumesc public, doamna doctor, fiindcă trebuie să recunosc că în acest an colaborarea noastră a fost mult mai strânsă decât în anii trecuți și în fiecare zi cursanții noștri sunt mult mai mulțumiți de colaborarea cu Spitalul Județean Bacău. Și asta vi se valorează și dumneavoastră și mulțumesc frumos! Să vă felicit pentru inițiativa de a aduna în această sală atât de multe personalități din atât de diverse domenii. Vreau să urez succes sesiunii dumneavoastră de comunicări științifice și vreau să menționez faptul că noi cu toții de aici din sală avem nevoie de cadre medicale bine pregătite. Atât noi, cât și urmașii noștri vor fi în mâinile elevilor de astăzi. Așa cum îi pregătim, așa vor răspunde nevoilor noastre de sănătate mai târziu. Medici și asistenți este o echipă care nu poate fi separată, așa că ne dorim cu toții să avem cadre medicale bine pregătite, în spitale bine dotate. Numai așa vom putea răspunde nevoilor dumneavoastră de sănătate. Ne dorim cu toții să crească gradul de satisfacție al pacientului, să fim alături și cu sufletul, nu numai cu practica noastră de specialitate, așa încât pacientul băcăuan să se adreseze în siguranță la un act medical de înaltă calitate. Vă urez succes! Mulțumesc frumos! Doamna doctor, și să știți că mi s-a spus la intrare să nu-i dau cuvântul, dar nu mă pot abține, să știți, până la sosirea domnului doctor, domnului manager Cotârleț, care a spus că va veni să ne salute și salute și cursanții și oficialitățile, o rog pe doamna doctor de îngrijiri Datco să ne adreseze cuvântul dumnealor de la Spitalul Moinești. Și bine v-am găsit. Îmi cer scuze în numele domnului manager, dr. Adrian Cotârleț, care din păcate va întârzia. A fost reținut pe considerente medicale la spital, acolo unde dumnealui desfășoară și activitatea de medic chirurg. Felicit inițiativa Asociației pentru promovarea învățământului european și în egală măsură și a Școlii Poziționale Sanitare Bacău pentru a organiza un astfel de eveniment. Hipocrate spunea să cercetăm cele ce s-au petrecut, să cunoaștem prezentul și să aplicăm cele învățate. Este important de știut că noi toți, de-a lungul vieții, acumulăm informații. Cum? Citind, învățând, studiind intens. Informații pe care avem obligația morală de a le transmite mai departe. Un astfel de eveniment creează contextul în care noi putem împărtăși din activitatea medicală pe care o desfășurăm, cât și din experiența de zi cu zi. Așadar, doresc succes asociației în a organiza multe alte evenimente de acest gen pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, și mii de scuze dacă v-am necăjit, dar nu mă pot abține. Și rog pe domnul Dragoș Lucian să ne adreseze câteva cuvinte, dacă dumnealui simte asta, dar nu mai are încotro. Bună ziua! Și mulțumesc mult pentru invitație. Este o onoare pentru mine și o bucurie să fiu alături dumneavoastră. Poate mă am consumat câteva mere, am mâncat sănătos în această dimineață. Și vă felicit pentru întreaga activitate, vă felicit pentru acest frumos eveniment pe care l-ați organizat. Și vă asigur, nu știu dacă domnul viceprimară, cursul va spune cândva, cumva, la Spitalul Municipal, cursanții acestei școli sanitare vor putea activa. Eu vă asigur că acest viitor este foarte aproape. Știți foarte bine că este o... M-am uitat pe desfășurător, sunt teme importante, dar este o temă importantă acum la nivel național. Tema
sau legea prevenției în sănătate. Este o lege care deja a creat controverse. Din punctul meu de vedere, știți foarte bine, eu sunt adeptul unui stil de viață sănătos, am reușit să-i pun și copilului meu un stil de viață sănătos. Sunt pentru prevenție, sunt pentru sănătate, sunt pentru a preveni și nu a trata. De aceea, cred că m-ar interesa foarte mult și un punct de vedere al dumneavoastră privind această lege controversată. Eu am un, ca să spun, un amintire în trecutul meu. Soția mea a fost la un moment dat diagnosticată cu neoplasmă mamar, datorită unei diagnosticări precoce. I s-a salvat viața și suntem bine mersi, fericiți în continuare. De asta sunt adeptul acestei prevenții, sunt adeptul unei diagnosticări precoce. Acum, nu știu, aștept din partea dumneavoastră un punct de vedere să-mi spuneți dacă este bine să aplicăm măsuri coercitive sau doar măsuri de stimulare financiară pentru această prevenție, pentru acest control medical. Vă mulțumesc mult și mult succes în activitatea pe care vă sugerați. Mulțumim! Nu știu un punct de vedere, dar specialiștii de lângă mine sunt cei mai în măsură să vină cu toate răspunsurile și cu propuneri. Merg mai departe și vreau să adresez încă o dată public mulțumirile noastre doamnei președinte Achihei Gabriela și dacă doamna îmi permite, cum se spune, dar din dar se face rai, astăzi alături de noi este președintele Ioan Catană de la Clubul Lions Bacău. Dumnealui a venit cu o donație către școala noastră, școala sanitară, și anume periuța care ar trebui să fie în baia fiecăruia dintre noi și dumnealui, nu vreau să spun acum un număr de periuțe, dar dacă doamna președintă dorește, dar din dar se face rai, domnule președinte, și vreau să donăm aceste cadouri FSC-ului Bacău. Mulțumesc, Ioan Catană, sunt președintele în exercițiu la Lions Club Sfântul Gheorghe Bacău. Folosesc acest prilej să transmit doamnei Lăcrămioara, care se vorbește pe numele Mic, panionul personal al clubului și să, pentru tot ce a activat în nume personal până acum în viața culturală și medicală, și promit că pentru viitor voi fi alături și poate voi putea să-i ofer și un o desecție internațională la Ioan Catană Bacău. Ofer din periuțele pe care le-am achiziționat noi pentru PSG. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu să accept provocarea dumneavoastră, fiindcă știu că la nivel de Bacău faceți foarte multe acte de caritate, așa că o să vin în echipa, o să spun, alături de dumneavoastră, fără niciun fel de ezitare. Și rugăm pe doamna președinte Gabriela Achihei câteva cuvinte, dacă dorește doamna președinte să ne adreseze. Și nu numai vreau să mulțumesc pentru strânsa colaborare pe care reprezentanții de la FSC Bacău o au cu elevii noștri și pentru îngrijirile la domiciliu, unde noi an de an ne desfășurăm activitatea și învățăm la patul bolnavului sau la patul persoanei care are cea mai multă nevoie de noi să facem acest lucru alături de doamna președintă. Mulțumim frumos, doamna președintă! Eu mulțumesc pentru o colaborare lungă, de durată, de tradiție și care va continua. Studenții dumneavoastră vin la noi și fac echipă cu oamenii noștri. Nu ezită să meargă la cazuri foarte grele pe teren, acolo unde se face îngrijire la domiciliu și acolo unde se muncește din greu în condiții care nu sunt ca de spital. Mulțumesc foarte mult și pentru donația care ați intermediat-o și apreciez orice oportunitate care vine către noi. Și aș vrea să cred că din școală vor pleca niște oameni. Noi trebuie să formăm oameni care știu să zâmbească,
să fie empatici, să fie alături de cei în suferință și să nu mai vadă în cei care au nevoie de ajutor doar obiectul muncii lor. Și aș vrea să-i văd peste tot, și în România, și în străinătate, ducând această misiune umană acolo unde este nevoie de ei. Deci ăsta este mesajul nostru și trebuie să cere oamenii cu suflet și în școala aceasta sper că se pleacă cu sufletul pe teren, pentru că acolo este nevoie de alinare. Încă o dată felicitări, mult succes și țineți-o tot așa. Și noi mulțumim frumos! Din lume care le primim de la dumneavoastră pentru activitățile desfășurate. Mulțumesc frumos și mă îndrept cu privirea spre domnul deputat Cosmin Necula. Dacă dorește să facă parte din echipa noastră, o să spun. Bravo! Mulțumesc foarte mult! Bună, bună ziua! Pot să vă spun că eu, în mijlocul dumneavoastră, mă simt acasă, deoarece 37 de ani am trăit între gărzile părinților mei. Îl văd pe domnul doctor Toron. Nu v-am văzut de 6 luni, domnul doctor, trebuie să fac din nou analizele. Ultimele mele și bune, sunt în parametri. Vreau să vă spun că sunt onorat de invitația dumneavoastră, pentru că din componenta în care am fost parte din viața medicală a părinților mei, am ajuns să trebuiască, împreună cu dumneavoastră, să punem în aplicare ceea ce fac părinții mei, ceea ce faceți dumneavoastră. Dincolo de cuvinte frumoase pe care noi politicieni putem să vi le spunem ore întregi, suntem obișnuiți, cred că este momentul să facem ceva. Iar ceea ce faceți dumneavoastră este punctul de început al unei schimbări. De ce? Mă uit foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Uitați-vă cum mănâncă copiii noștri, uitați-vă cum trăiesc copiii noștri, cu ce sunt bombardați de către media, de internet și tot ceea ce înseamnă mediul educațional de dincolo de gardul școlii. Și acolo sunt foarte mari probleme. Și într-adevăr, exact ceea ce a spus dumneavoastră. Sănătatea mentală, sănătatea fizică, educația, sunt laturi ale unui triunghi care au în vârf, din punctul meu de vedere, în primul rând copilul. Pentru că, dacă nu vom ajunge ca viitoarea generație să fie educată să mănânce sănătos, să fie educată să trăiască sănătos, să facă sport, să nu aleagă chipsurile, să nu fumeze, și nu să nu fumeze pentru că nu-l lasă tatălui, ci pentru că știe că nu e corect, atunci cred că vom avea cu adevărat un câștig și schimbarea pe care am început-o noi astăzi, împreună, și pe care ați început-o dumneavoastră, acum mulți ani, s-a concretizat. Dincolo de componenta medicală, componenta psihosocială, componenta sufletească, cred că suntem noi care prima dată trebuie să facem schimbarea în noi și să spunem că de astăzi nu mai fumăm, de astăzi nu mai mâncăm sănătos, de astăzi nu ne mai uităm la televizor să vedem cine știe ce porcărie, iar copiii pe lângă noi ne vor lua la exemplu. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc sănătate! Mulțumesc frumos, domnule Cosmin Necula, și indiferent unde o să ajungeți, dumneavoastră sau dumneavoastră sau dumneavoastră, vreau să nu ne uitați, vreau să nu uitați educația, vreau să nu uitați sănătatea și fiindcă toate aceste lucruri, la nivel de comunitate și nu numai, se pot realiza numai într-o echipă, într-o echipă multidisciplinară. Eu cred foarte tare în lucrurile astea și numai cu sprijinul comunității, cu sprijinul instituțiilor, noi putem să realizăm aceste lucruri. Mulțumesc frumos! Nu vreau să trec mai departe fără să ridic în aplauzele dumneavoastră pe fostul reprezentant sau fostul, cum să-i spun, care a făcut parte din echipa, din Consiliul de Administrație al școlii. Ne leagă o prietenie veche, ne leagă o... Și este sponsorul oficial al acestui eveniment și o să ridic în aplauzele dumneavoastră pe domnul Cristi Manolache.
haideți să ne adresați câteva cuvinte, măcar ca și fost reprezentant în Consiliul de Administrație al școlii, cu mare drag și mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment. Mulțumesc, doamna președintă, pentru invitație. N-am să vorbesc ca un polițian, n-am să vorbesc ca un prieten de-al dumneavoastră, care v-am cunoscut cu ani în urmă și în urma conversațiilor pe care le-am avut, mi-am dat seama că în fața mea am un om puternic, un bun profesionist, un om deschis colaborărilor și un om de angajament. Iată că nu am înșelat, v-ați angajat într-un proiect, l-ați adus la acest nivel și cu siguranță veți duce cu succes mai departe. Eu aș vrea să spun simplu, într-o frază, dumneavoastră sunteți un om de succes al Bacăului. Iar cei care vorbesc nu ar trebui să treacă la fapte și oameni ca dumneavoastră să fie promovați și făcuți cetățeni de onoare ai Bacăului. Nu aș vrea să continui, aș vrea să mă opresc aici, dorindu-vă mult succes în continuare și să aveți încredere că Bacău în viitor va fi pe mâini bune. Mulțumesc și mult succes! Ce spuneți? Având în vedere că sunt o doamnă, nu știu dacă mai avem alți contracandidați, sigur voi ieși, să știți. Dar din eleganță o să vă rog să mă votați, o să vă rog. Mulțumesc frumos. Nu vreau să dau drumul la lucrări până nu înmânez și rog pe Dragoș să meargă cu telefonul, cu microfonul la doamna director Adina Albu, prin intermediul și cu ajutorul și pot să recunosc în fața dumneavoastră că creația acestui simpozion este a doamnei director Adina Albu, directorul Școlii Sanitare Cospiciale din Bacău. Bună ziua, bine ați venit, să știți că și eu am emoții. Scuze dacă nu au fost citați toate persoanele, toți invitații, sunt foarte mulți, suntem bucuroși că ați venit la activitatea noastră. Vreau să fiu foarte, foarte scurtă, pentru că important este să vedem prezentările invitațiilor noștri de astăzi. Trebuie să mulțumesc în primul rând doamnei președinte Lăcrămioara Mocanu, care a făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment atât de grandios. Trebuie să mulțumesc colegilor din școală, atât din Școala Sanitară Bacău, cât și din Școala Sanitară Comănești, reprezentată de doamna Cristina Taraș, care este aici. Școala Sanitară Onești, reprezentată de doamna Carmen Dumitraș. O colaborare fructuoasă. De asemenea, nu trebuie uitați elevii noștri care, fiind adulți, marea majoritate, majori, s-au implicat mult mai mult decât elevii altor școli și să-i aplaudăm, pentru că ei sunt cei care. Pentru care facem și cu care ne mândrim. Iar ideea de la care s-a plecat și pe care ne-am dorit-o este de a vedea o echipă multidisciplinară. De obicei, reprezentanții din domeniul educației, reprezentanții din domeniul sănătății se întâlnesc mai rar. Sănătatea este un lucru pe care noi trebuie să-l prețuim în mod deosebit. Dar fiecare dintre noi merge pe un drum unic, merge pe un drum, îl privește dintr-un anumit mod. Acesta am dorit să fie un moment în care
să se întâlnească reprezentanți din diferite domenii care să transmită comunității cum și-ar dori să ne ajute să ne păstrăm sănătatea. De asemenea, s-a dorit o întâlnire între învățământul preuniversitar și cel universitar. Deci puncte de vedere diferite, aceeași temă, sănătate, să fim sănătoși. Doamnei director Adina Albu, și ca să pot trece la momentul următor, simbolul acestui simpozion, simbolul acestei conferințe, este mărul nostru românesc. Toate aceste lucruri nu se puteau realiza fără sprijinul domnului, o să spun, profesor universitar, doctor Rațiu Viorel, care este prezent în sală și care ajute în a explica ce înseamnă mărul pentru noi, domnule inginer. Ce înseamnă? Fiindcă eu pot să spun, dar mai bine ca dumneavoastră, care sunteți de specialitate, nu ar putea să facă nimeni acest lucru. Mă simt onorat pentru invitația făcută să particip la un simpozion care înseamnă sănătate prin educație. Și atunci mi-am spus, cum se poate să fie educație fără natură, fără biologie? De aici trebuie să pornească, pentru că omul este o creație a naturii și niciodată el nu trebuie să rupă de natura de unde a plecat. Astea sunt rădăcinile, asta este energia și atunci orice politică comercială care încearcă să ne separe în folosul câștigului de natură, noi nu trebuie decât să o tratăm așa cum este ea, politică comercială, iar în educație să rămânem lipiți de natură. Și m-am bucurat că mărul, acest fruct care, i-am putea spune, regele fructelor, concret, mărul este cel mai consumat fruct de pe glob, pentru că el este un produs perfect pe care natura îl pune la dispoziție. Acest fruct este consumat, să spunem, în primul rând de femeile care în perioada de sarcină, în 9 luni de zile, dacă îl consumă, va transmite copilului, fătului, o energie care vine legată de natură și în același timp de un concept filozofic foarte corect de fruct. Fructul este simbolizat prin măr. Fructul este rodul unor acțiuni, energie pozitivă. Și atunci, noi putem să vorbim foarte mult despre măr. Mărul, regele fructelor. Mărul, fructul perfect. Și aici, medicina și biochimia a scos foarte multe elemente chimice pe care le conține și nu numai, zicem, influențează și din punct de vedere armonie, pentru că el are un simbol perfect de culoare, de mărime, de suculență, de formă. Și de ce nu, acest fruct poate să fie tot timpul pe masa noastră și, din nefericire, lumea nu îl cunoaște și nu știe cum să îl trateze. Eu întotdeauna spun că, în afară de ceea ce înseamnă caracteristici de piață, mărime, formă, culoare, nu trebuie să uităm cel mai important lucru, gustul. Calitățile gustative pe care mărul le are, îl așează pe acesta pe masa noastră a consumatorilor în diferite momente. Mărul se poate atașa de alte produse, de prânză, se poate atașa de vin în momente care îți dau și îți conferă starea de bine. Și atunci, ce putem noi spune despre măr? Confirmăm că un măr pe zi, doctorul departe îl ține. Confirmăm faptul că dacă